Numărul populației active în vârstă de 15 ani și mai mult a crescut în trimestrul 2 al anului curent cu 3,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, ce a constituit 935.000 de persoane. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică. Totodată, numărul persoanelor angajate cu vârsta de 15 ani și peste a constituit 899.000 de persoane, în creștere cu 2,4% față de trimestrul 2 al anului trecut. De asemenea, rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 3,8%, fiind mai mare față de nivelul trimestrului 2 al anului 2022. Cea mai înaltă rată a șomajului este înregistrată în rândul tinerilor de 15-24 de ani. În cadrul forței de muncă, ponderea femeilor a constituit 50% și a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților de 49%. Ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban. Din distribuția persoanelor ocupate după activități economice rezultă că 22,2% au activat în sectorul agricol și 77,8% în activitățile non-agricole. Persoanele angajate în industrie au constituit 15%, inclusiv în industria prelucrătoare, aproape 13%, iar în construcții 7,4%. În sectorul servicii au activat 55,3% din totalul persoanelor ocupate. Potrivit BNS, circa 27,6% din populația ocupată a activat în sectorul public și 72% în sectorul privat sau alte forme de proprietate. În trimestrul 2, munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 8%, față de 6,2% în trimestrul 2 al anului trecut. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă sau în baza unor înțelegeri verbale este mai frecventă printre bărbați. Cele mai mari pondere ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură, construcții, comerț și industrie. Din totalul salariaților, 8,6% au avut un loc de muncă informal și în același timp au primit salariul în plic. Numărul șomerilor estimat de Biroul Internațional al Muncii a fost de 35,6.000 de persoane, fiind mai mare față de nivelul trimestrului 2 al anului trecut, când a constituit 21,6.000 de persoane. Șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații, care au constituit 56,7% din total șomeri, și persoanele din mediul urban 59,5%.